Bine v-am regăsit, scumpii mei, cum vă simțiți? Sper că sunt toți cu toții bine. Vă alegeți o ceașcă roșie sau portocalie, portocalie sau roșie sau le alegeți pe amândouă la dorința dumneavoastră în care ceașcă vă regăsiți, aia este ceașca voastră, să știți, dragii mei. Până vă concentrați voi în ceașca voastră, vreau să vă zic la toată lumea bine ați venit, mă bucur pentru mesajele voastre frumoase, într-adevăr sunt foarte încântată de mesajele voastre, să dea Domnul la toată lumea să vie noroc în viață, scumpii mei, să aveți pace, sănătate, liniște, bani, casă, masă și tot ce vă doriți voi să fie de partea voastră, îngerii să vină lângă voi și să vă aducă tot binele din lume, scumpii mei, să știți. Vom deschide pentru 6-7 ianuarie să vedem ce ne va zice ceștele noastre pentru aceste două zile. Să dea Domnul să fie totul bine, scumpii mei. Dacă v-ați ales, haideți să deschidem și să vedem ceștele voastre, ce vă zic pentru 6-7 ianuarie. Să dea Domnul să fie totul bine. Asta este prima ceașcă. Am să mă uit eu întâi ce este aici, am să vă zic și vouă. Dragii mei, cum am deschis, am văzut o inimă. Lângă această inimă să știți că sunt două verghete. Persoanele care vă gândiți să vă căsătoriți sau aveți o relație, să știți că anul acesta într-adevăr o să vă căsătoriți. Dar vreau să zic, în, de -a față de această persoană aveți un semn de X, dragii mei, să știți. Vă gândiți oare să mă căsătoresc cu această persoană sau să nu mă căsătoresc, să continui cu această persoană sau să nu continui, așa aveți un semn de X și un semn de întrebare față de aceste persoane, dragii mei. De parcă vă gândiți că această persoană, da, voi aveți o relație împreună, dar de parcă vă gândiți că această persoană vă înșală, de parcă vă... Simțiți că această persoană vă minte. Vreau să vă zic să stați liniștite sau să stați liniștiți pentru că această persoană nu vă înșală și nu vă minte. Această persoană acum de parcă are niște greutăți, niște probleme de rezolvat de aia poate stă puțin departe de voi și nu vă arată dragoste față de voi. De aia să știți că această persoană o să vă iubește, nu vă înșală, nu vă minte, dar cum am zis are niște probleme familiare sau niște probleme la muncă, mai știu eu să știți că această persoană încearcă să-și rezolve problemele în viața lui sau în viața ei și cum s-a rezolvat problemele în această, la această persoană în viața ei sau a lui, să știți că o să se întoarcă înapoi la voi, dragii mei, pentru că, cum am zis, aceste Degeaba vă faceți semne de întrebări, degeaba vă gândiți că vă înșală sau vă minte scumpii mei să știți. Stați liniștiți că o să fiți cu această persoană pentru că această persoană este foarte serioasă față de voi, vă iubește, vă stimează, dar cum am zis problemele, cum se termină din viața lui sau a ei, o să se întoarcă înapoi la voi să știți. Pentru că asta îmi arată ceașca. Litera T, L, A, S, N și P. Persoanele care sunteți cu aceste litere, să știți că și pentru voi vin vești frumoase în viața voastră. O să vă vină surprize în viața voastră, poate să fie un loc de muncă, poate să fie altceva, dar să știți surprizele și minunile vor fi de partea voastră, că nici voi nu o să vă vină a crede, așa o să rămâneți cu gura căscată, că nici nu vă așteptați la așa ceva, dar să știți că surprizele o să vină pe neașteptate în viața voastră și asta pe voi o să vă bucure foarte, foarte mult. Să știți că în casa voastră este așa de parcă o pară. Aveți persoane care în casa voastră așteaptă totul de la voi. Știți cum este acea, acel proverb, pară mălăiață, cade în gură la nătăfleață. Așa aveți o persoană care dorește doar să fie totul gata. Să fie banii gata, să fie mâncarea gata, să fie casa curată, să fie masa încărcată, să fie totul, dar această persoană să steie... Să-și întindă picioarele să privească televizorul sau să umble prin internet, dar tu să muncești, tu să aduni, să aduci bani la casă, tu să faci mâncare, tu să umble uh, masa și această persoană așteaptă totul de gata de la voi, dar voi simțiți această greutate că tot greul este deasupra voastră, în spatele vostru și asta pe voi vă rânește foarte mult pentru că într-adevăr doriți și acea persoană ca să muncească să câștige banul lui sau a ei, să nu aștepte totul gata de la voi, că într-o bună zi vă gândiți că eu mâine poimâine am să mă duc, dar el sau ea ce o să facă dacă eu nu o să fiu, așa toate greutățile sunt pe spatele vostru, dar cum am zis dragii mei, până nu-și va găsi acest bărbat sau această femeie de muncă, tot voi o să continuați să aduce, aduceți la casă, să încărcați acea masă, mai sunt încă aceste greutări, din păcate, pe spatele vostru, dragii mei, să știți asta Persoanele care sunteți căsătorite, văd că v-ați certat puțin pentru că stați spate la spate Poate azi, poate ieri, poate mâine să vă certați și o să fiți puțin supărați unul pe altul Nu o să vorbiți puțin și să știți că după această ceartă o să vă împăcați foarte repede Stați liniștiți pentru că fiecare ceartă este tuzu și biberul în căsătorie Vă văd așa, spate la spate, dar cum am zis, o să vă împăcați foarte repede și o să continuați relația voastră mai departe. Asta mă refer la persoanele care sunteți căsătorite. Aici văd un avion în aer, parcă doriți să plecați în străinătate sau din străinătate să plecați în țara voastră. Să știți că deja de parcă vă văd cu, ați luat biletul, vă, vă văd cu gata și sunteți gata de a pleca la acest drum. Să știți pentru că acest avion deja s-a luat zborul și veți pleca unde doriți voi să știți sau poate să primiți o veste de departe de, din străinătate și asta pe voi să vă bucure foarte mult să știți poate să fie și așa scumpii mei aici văd cifra 28 să știți persoanele care sunteți de la 28 de ani în sus și nu aveți pereche vreau să vă zic o să vă bată inima și o să vă, dacă ați avut o relație și v-ați zis că eu deja nu, nu mai vreau pe nimeni în viața mea, nu mai doresc pe nimeni să știți că o să deschideți din nou lăcățile dragostei pentru că văd că aici o să faceți cunoștință cu o persoană și o să vă îndrăgostiți din nou. Așa câteodată vă enervați că aici văd un, cum, cum să zic, ahtapot, dacă nu mă greșesc, caracatiță, dragii mei, caracatiță, ahtapot pe altă limbă, și așa de nervoși sunteți că vă vine să plesniți acele persoane cu șapte mâini, cu șapte capete, să-i plesniți pentru că, într-adevăr, multe persoane în fața voastră joacă rolul de a fi așa hâtre, ele se gândesc hâtre și te pune pe tine în loc de proastă, dar să știți și asta vă rănește foarte mult, că într-adevăr acele persoane nu știu nimic, nu înțeleg nimic, dar se fac hâtre și deștepte și asta pe tine te enervează foarte mult, dar vreau să vă zic să vă călmați pentru că tot ei o să rămână cu buza înflată și tot tu o să fii uh, învingătoarea, dragii mei, să știți. Pentru că în fiecare în fiecare persoană are așa câte persoane am și eu așa persoane. Nu vă gândiți că numai voi aveți așa, ele sunt hâtre, ele știu toate și nimeni nu știe nimica. Să știți că dorința voastră se va împlini, dar voi continuați mai departe să le priviți așa, pentru că tot voi o să fiți câștigători. Uitați-vă, dragii mei, în casa voastră este un păun foarte mare. Să știți că fericirea, bucuria va fi totul de partea voastră, pentru că acest păun este cu coada deschisă și vă arată că în casa voastră o să fie fericire, iubire, dragoste și tot ce ți-ai dorit tu și aici este și un pește, o să aveți și bani, dragii mei, să știți asta. Să dea Domnul să fie totul bine. Să vedem și numărul 2. Cineva spune... Asta este numărul 2 am să mă uit eu întâi ce este aici. Să știți că în casa voastră este o inimă frântă, dragi mei. Această inimă s-a despărțit în două. Ce, asta ce înseamnă? De parcă și voi trăiți așa niște certuri în casa voastră, niște probleme și nu le puteți nici de cum rezolva. De parcă așa vă certați mereu între care persoanele care sunteți căsătorite, mereu vă certați de la nimica, mereu vă certați așa, nu găsiți o limbă comună între voi. De parcă a intrat așa o, un cărbune în relația voastră și arde totul, la de ce se repește, arde totul așa, vă simțiți așa într-o perioadă nenorocoasă. De ce oare să întâmplă asta, aceste lucruri în casa mea? De ce mă cert eu? De ce s-a schimbat această femeie? Sau de ce s-a schimbat acest bărbat? Eu nu am făcut nimic, oare ce am greșit eu și nu știu. Să știți că într-o bună zi o să stați și o să discutați toate problemele dintre voi și o să spuneți ce ce vă supără față, unul față de altul și o să vă înțelegeți și o să ajungeți la o limbă comună și o să rezolvați iarăși problemele dintre voi, pe, cum am zis, de parcă sunteți acum între par și scântei, dragii mei, așa mereu aveți certuri în casă, dar stați liniștiți că totul se va rezolva, o să comunicați și o să găsiți între voi o limbă comună și se va rezolva toate problemele dintre voi, scumpii mei, să știți asta. Aici să știți că este litera A, D, N, S și F. Persoanele care sunteți cu aceste litere să știți că o să aveți zile bune financiare. Poate să găsiți un loc de muncă sau la locul de muncă să treceți într-o meserie mai bună sau să treceți la o la un nivel mai mare și asta pe voi o să vă bucure foarte mult pentru că de mult timp așteptați acest lucru, de mult timp așteptați ca poate să fie ca la salariul vostru să vă îl mărească sau ceva în legătură cu bani, să știți dragii mei, și în legătură cu muncă, să știți pentru voi în următoarele zile o să meargă cu noroc, o să auziți vești de la muncă, o să auziți vești financiare și asta pe voi o să vă bucure foarte mult pentru că să știți că aici sunt o pereche de ciorapi albi, dragii mei. Asta nu este în piciorul vostru, dar este în afara piciorului vostru și asta vă arată că financiar o să vă meargă foarte bine și o să se deschidă porțile și ușile financiare și porțile muncii persoanele care nu munciți. Dacă munciți, po cum am zis, poate să fie mai bine pentru voi să vi se mărească salariul sau să treceți într-o nivel mai mare la postul de muncă, dragii mei, să știți asta. Aici văd că, știți așa, intrați într-o perioadă că o să fiți foarte mândre și mândri de voi, dragii mei. De ce vă zic acest lucru? Pentru că sunteți așa cu fruntea în sus, sunteți așa puternici, intrați într-o perioadă așa puternică, intrați într-o perioadă așa de mândră, va fi pentru voi și mândru pentru voi, că nimeni nu o să vă stea în cale, dragii mei. Nu o să ascultați pe nimeni, o să faceți ceea ce vă spune inima, unde doriți acolo, acolo să plecați, nu o să ascultați pe nimeni. Cum am zis, ceea ce vă zice inima, aia o să faceți și vă văd așa mândri. Mândră mergi pe drum, că de ce? Pentru că totul în viața ta vei reuși. Ceea ce ți-ai pus în plan de ani de zile și nu ai făcut să știți că totul va ieși, totul se te, vei întâlni. Lucrurile fără greutăți vor ieși în calea voastră și o să rezolvi. Dorești casă, ai judecată, dorești credit. Ai ceva de învățat. Mai știu ce o să meargă lucrurile ca pe o ață întinsă, dragii mei. Să știți, o să vă meargă lucrurile pe roate, să știți și o să cum cum o să vă meargă bine, o să ridicați puțin fruntea. Cum iarăși o să vă meargă bine, iarăși o să ridicați fruntea și până la sfârșit o să fiți mândri și mândre de voi, pentru că toate lucrurile o să le rezolvați cu bine, cu ușurință și o să fiți mândri și mândri de lucrurile voastre pe care le reușiți în viața voastră, dragii mei, să știți, este foarte bine pentru că așa o să fiți deja mândri și mândri de voi că toate lucrurile se rezolvă și se așează pietrele în calea voastră și se așează drumurile, se deschid în fața voastră, dragii mei, să știți. Asta este foarte bine pentru că asta îmi arată ceașca voastră. Cu părere de rău să știți că o să auziți o veste rea, că cineva a decedat în rudele voastre, din mahala voastră, poate să fie la locul de muncă, dar această veste tristă o să luați în aceste zile, că cineva va deceda și o să fiți nevoiți să plecați la această înmormântare, dragii mei, să știți. Aici vă văd călare pe un cal, să știți că acest cal este norocul vostru și în spatele acestui cal sunt o mulțime de pești, să știți că pentru voi într-adevăr se deschide un noroc nemaipomenit, pentru că când ești deasupra calului și în spatele lui este pește, să știți că o să vă meargă foarte bine financiar, dragii mei, să știți, o să vă vină banii pe locuri neașteptate. Poate să vă vină o datorie, poate să vină altceva, dar financiar o să vă meargă foarte, foarte bine. Să știți, să nu ziceți că nu v-am spus. Cu sănătatea aveți grijă de durerile de urechi, dragii mei, pentru că asta mi arată și tensiunea, dragii mei. Durerile de urechi și tensiunea poate să vă lovească în aceste zile, să știți. Să dea Domnul să fie totul bine. Dorința voastră se va împlini, să știți. Și cum am zis, în casa voastră, să știți că acea lăcată care a fost încuiată și acele probleme care nu le-ați nu le putut rezolva în viața voastră, să știți că, cum am zis, o să stați la o masă și o să discutați problemele dintre voi și o să ajungeți la o limbă comună și o să fiți fericiți, dragii mei, să stați liniștiți, că așa o să fie scumpii mei. Așa, dragii mei, sper să fie pe înțeles. Eu vorbesc repede pentru că sunt așa uh, multe de în ceașcă, vă spun, vă spun, vă spun, vă spun, pentru că voi, ca să înțelegeți de ce trebuie să vă așteptați, de ce trebuie să vă păziți și de ce nu, scumpi mei, să știți. Dar să știți că mie mi-a plăcut ceștele, au ieșit foarte bine, să dea Domnul să fie totul bine. Aveți grijă de voi, eu vă iubesc și nu uita să te abonezi și măcar un punct sau o virgulă lasă ca eu să știu că tu ai vizionat, scumpii mei, să știți. Eu vă doresc o seară cât mai frumoasă. La revedere!